Bine v-am găsit la interviurile Deceniu. Sunt Val Vâlcu, prin Skype și prin telefon sunt alături de noi președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu și Bogdan Chiriac. O discuție despre actualitatea politică, despre actualitatea din Parlament, din guvernare. Domnule președinte, bună ziua! Veniți de la Parlament. Domnule președinte, ne auziți? Se pare că ne joacă iar feste internetul. Domnule președinte. Merge. Acum merge. Bun. Suntem în direct. Spuneam că v-ați întors de la Parlament. Cu ce vești? Începem săptămâna. Sunt câteva lucruri importante pe care sigur pot să vi le comunic. Așa, aproape în premieră, am hotărât astăzi constituirea Comisiei de Anchetă pe achizițiile publice făcute de autorități. Toate achizițiile publice trebuiesc, sigur, controlate și, având în vedere că au fost nenumărate semnale în spațiu public, mai ales furnizate de presă, dar nu numai, cu privire la neregularități în ceea ce privește achizițiile publice, în ceea ce privește modul în care s-au făcut achizițiile. Vorbesc aici atât de oportunitatea lor, cât și de celelalte aspecte, hai să le spunem, financiare. Și dacă vreți, vă dau un exemplu care ne e foarte la îndemână. Suntem în stare de urgență. Autoritățile au anunțat că după 15 mai va deveni obligatorie purtarea măștii. Păi dacă după 15 mai, când se presupune că nu va mai funcționa starea de urgență, vor fi necesare purtarea măștilor, cu atât mai necesară este purtarea măștilor în prezent, care nu există, nu sunt puse la dispoziție nici în vânzare. Duceți-vă la farmacii și o să vedeți că nu există măști. Nu sunt produse suficiente măști care să fie furnizate tuturor celor care merg la lucru. Astăzi am fost la Parlament și am văzut persoane care nu aveau măști. Nu știu dacă nu le aveau. Unii le purtau, alții nu le purtau. Dar în fine, trebuie zeci de milioane de măști produse și a fi puse pe piață. Unele în mod gratuit pentru cei care nu au posibilități, altele desigur contra cost. Am văzut în schimb că guvernul se comportă foarte generos și a făcut o donație de 50.000 de măști de protecție, dacă nu mă înșel, către Spania. E foarte frumos gestul de generozitate, solidaritatea la nivelul Uniunii Europene, dar sigur că trebuie în același timp să avem grijă și de populație. Deci, revin, se va face această comisie de anchetă. Totodată în această săptămână, la Comisia de Muncă și la Comisia de Afaceri Externe vor fi invitați miniștrii de resort pentru a da explicații în legătură cu situația muncitorilor români din Germania, unde vedem că unii din ei acuză condiții de muncă care nu sunt în regulă, condiții de cazare, nu sunt plătiți conform contractelor și mai mult de atâta s-a anunțat că 200 dintre cei care au plecat la muncă în Germania sunt și bolnavi de COVID-19 și vor trebui să dea aceste explicații. Totodată, comisiile de supraveghere a activităților SRI și SIE vor solicita directorilor celor două instituții informații în legătură cu acuzațiile pe care președintele României de la înălțimea funcției sale le-a făcut la adresa PSD-ului și a președintelui Camerei Deputaților. Vor solicita aceste informații și vor proceda probabil și la o serie de audieri. Și cred că audierile trebuie să înceapă evident cu președintele Camerei, domnul Ciolacu, care trebuie să informații în legătură cu acuzațiile care i s-au adus. Sigur că aici, de fapt, rolurile ar fi invers. Trebuie cei care au făcut aceste afirmații, acuzații, să le aducă probe. Dar eu cred că ar fi foarte util ca în fața comisiilor Parlamentului să fie chemat inclusiv al treilea om în stat,
cel care a făcut obiectul acestor acuzații foarte grave și fără seamăn, da? Din 1990. Eu n-am mai auzit așa ceva, bineînțeles, n-am auzit nici prin alte țări străine să se întâmple astfel de lucruri, care sigur că intră sub incidența prevederilor codului penal și nu numai, chiar și a jurământului pe care noi, în calitate de parlamentar, l-am depus la preluarea mandatului, prin care, în cadrul jurământului, știți foarte bine că ne angajăm să apărăm independența, suveranitatea și integritatea țării, precum trebuie să facă și președintele. Aceeași formulă este utilizată și de președinte în momentul rostirii solemne a jurământului în fața Parlamentului. Deci, sunt câteva lucruri importante care deja au pornit, aș spune, au fost puse în mișcare și sper că vă stau la dispoziție și cu alte informații în măsura în care în timpul discuției vor interveni ca subiecte de discuție. Sursele noastre din Parlament spun că ați avut o întâlnire cu domnul Ciolacu și domnul Ponta astăzi. Ați discutat cumva despre o moțiune de cenzură? Nu, astăzi nu s-a discutat despre o moțiune de cenzură. S-a discutat despre depunerea a două moțiuni simple. Una care îl vizează pe ministrul de finanțe, domnul Câțu. Moțiunea va fi depusă la Camera Deputaților și cealaltă moțiune simplă pe agricultură la Senat. Domnule Chiriac? Da, bună dimineața, domnule președinte, bună ziua. Ziua. Nici nu mai știm de zi, de noapte, cu izolare, carantină. O întrebare care frământă foarte multă lume și ne interesează mult punctul dumneavoastră de vedere. Ce se va întâmpla pe 15 mai? Se va prelungi starea de urgență? Se va începe o relaxare? Relaxarea va avea loc în interiorul stării de urgență sau se trece, legea normală, la Constituția, care nu este întreruptă de astfel de situații speciale? Deci, dumneavoastră, ca fost prim-ministru, fost președinte al Senatului, lider de partid important, cum vedeți lucrurile în acest moment? Da, aș vrea să separ răspunsul și să vă spun că mi-ar place să știu ce se pregătește pentru 15 mai, dar atât cât știți și dumneavoastră, mult sau puțin, atât știu și eu, nu știu nimic mai mult. Sigur că pot însă să vă răspund ce cred că ar trebui să se facă pe 15 mai. Punctul meu de vedere, și nu numai al meu, se bazează pe faptul că pe 15 aprilie, când s-a decis cealaltă prelungire a stării de urgență, când s-a încuvințat de Parlament prelungirea stării de urgență cu încă 30 de zile, a fost o discuție foarte așa delicată și tensionată, pentru că foarte mulți parlamentari și liderii multor partide politice consideră că, în primul rând, decretul prezidențial de instituire a stării de urgență încalcă legislația în vigoare și prevederile constituționale. Și aici îmi permiteți să fac o paranteză, să reamintesc faptul că inclusiv avocatul poporului a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu restrângerea unor drepturi și libertăți fundamentale, despre care nu se vorbește explicit nici în decretul prezidențial și nici în ordonanțele militare care au urmat. Dar nu numai în legătură cu acest aspect au fost discuțiile premergătoare de care v-am spus, prelungirii stării de urgență, ci despre necesitatea pe fond sau non-necesitatea prelungirii stării de urgență. Având în vedere că în România continuă cu cerbicie să se ascundă informații esențiale și aș spune până la urmă adevărul în legătură cu numărul de persoane testate, noi suntem în situația în care primim informații în legătură cu numărul de teste care se fac. Am înțeles că s-a ajuns undeva la 190.000 de teste,
dar fără să ni se spună, în pofida solicitărilor pe care le-am făcut eu, le-au făcut alte personalități cu funcții în Parlament. Până la urmă am văzut inclusiv chiar un ziarist în încheierea conferinței de presă de pe 28 aprilie, ținută de Klaus Iohannis, că i-a cerut președintelui acest lucru, să se spună care este numărul de persoane testate. Președintele n-a vrut să răspundă și până în momentul de față nu avem nicio cifră în această privință. Prin urmare, ceea ce putem să presupunem este, într-o logică absolut corectă, că numărul de persoane detectate ca fiind infectate este foarte mic, datorită faptului că numărul de teste făcut în România este foarte mic. Dacă comparăm cu ceea ce s-a făcut în alte țări, vedem că în Germania au făcut peste 2 milioane de teste, iar diferența de populație între noi și Germania este de la 1 la 4. Da? Deci la noi s-au făcut 200.000 de teste și ar fi însemnat că în Germania la nivelul ăsta să aibă 800.000 și iau 2 milioane, dacă nu cumva cifra a crescut între timp. Deci, pentru a putea stabili și decide în cunoștință de cauză dacă este necesară prelungirea stării de urgență după 15 mai, ar trebui să avem niște date pe care să ne bazăm raționamentele. Altfel, eu sunt adeptul revenirii la normalitate treptat, subliniez treptat, cu luarea unor măsuri stricte de distanțare fizică și, bineînțeles, urmând uitându-ne, inspirându-ne de la ceea ce fac alte țări care par să aibă cifre mai grave cu privire la amploarea epidemiei, putem să facem și noi. E o problemă esențială. Eu avertizez că Parlamentul de data aceasta va fi extrem de atent și cel mai probabil nu va mai vota o a doua prelungire a stării de urgență. Deci avertizez guvernul și e bine ca și președintele să țină cont de acest lucru, că s-ar putea ca Parlamentul de data aceasta să nu mai accepte o prelungire a stării de urgență, ci să ceară din contră un plan articulat de măsuri, de continuare a măsurilor de prevenție sanitare, medicale, dar și un plan de revenire la normalitate. Nu spun de relaxare, pentru că să știți că nu vrem să oamenii nu așteaptă ca să plece în vacanță. Da, oamenii așteaptă să revină la muncă, pentru că unii nu au resurse din ce să trăiască. Și până la urmă, așa cum am mai spus, s-ar putea să scăpăm de epidemia de COVID, dar România să moară de foame. Suntem confruntați cu probleme economice foarte serioase, căderea economică este uriașă, deficitul bugetar, am văzut pe primul trimestru, este de 3 ori mai mare comparativ cu cel de pe trimestru 1 al anului 2019, deci ne confruntăm cu niște realități economice extrem de dure și trebuie repornită economia, oamenii să revină la lucru, sigur, cu măsurile de care vorbeam. Și să știți că nu sunt adeptul numai a critica, de aceea am să îndrum pe telespectatori și pe cei care vor citi interviul nostru să intre pe site-ul ALDE, unde am propus un pachet articulat de măsuri pentru revenirea la normalitate. Da? Un pachet foarte lung de măsuri, care sigur că trebuie discutat cu mediul de afaceri, fiecare să-l adapteze în funcție de necesități. Mă refer aici cu precădere la întreprinderile mici și mijlocii, pentru că întreprinderile mari, mari angajatori, societățile astea de tip Dacia, Ford, sunt capabile să-și organizeze fluxurile de producție luând în calcul, evident, măsurile de protecție necesară, dar pentru cei care au poate mai puțină experiență în această privință, mai puține resurse, am pus la dispoziție acest îndrumar, l-am numit, pentru revenirea la normalitate. Domnule președinte, Bloomberg a numărat România
printre țările cele mai corupte în această perioadă de pandemie, ne-a pus alături de Bangladesh. Bun, eu nu cred că Bloomberg a avut informațiile chiar corecte pentru a face o asemenea evaluare. Însă chiar dumneavoastră aveți suspiciuni puternice de corupție în acest guvern, de corupție mare totuși, făcută cu sănătatea oamenilor. Dumneavoastră spuneți că veți introduce moțiune de cenzură în legătură cu doi miniștri, probabil... Moțiune de cenzură, scuzați-mă, moțiune simplă. Moțiune simplă față de doi miniștri, tocmai fiindcă probabil că considerați incompetenți, că dacă erau competenți, nu le introduceați o moțiune simplă. Și atunci vine întrebarea normală, naturală. Dacă se va ridica starea de urgență, poate că este unul dintre motivele pentru care nu se va ridica starea de urgență, dar dacă ea se va ridica după 1 iunie, nu aveți totuși în vedere o moțiune de cenzură împotriva guvernului, fiindcă este evident că guvernul nu a putut gestiona criza, iar situația economică și măsurile sunt catastrofale, ca să rezumăm situația. Da. Ba da, este avută în vedere inclusiv o moțiune de cenzură, am spus-o și eu și președintele PSD, domnul Ciolacu, și președintele Pro-România, Victor Ponta. Acesta este și motivul pentru care, așa cum v-am spus, vor începe să fie audieri la comisii ale miniștrilor de la afaceri externe, de la muncă, se pornește comisia de anchetă pe achizițiile publice. Și sigur că avem și alte, sunt moțiunile simple de care v-am vorbit și avem și alte instrumente la îndemână prin care exercităm controlul parlamentar asupra guvernului și sigur că vom discuta despre oportunitatea unei depunere a moțiunii de cenzură în acest an. Poate să fie după 15, poate să fie după 15 mai, poate să fie la începutul toamnei, nu știu să vă spun acum. Una dintre condițiile pentru a vota actuala stare de urgență, a doua lună de stare de urgență, a fost ca onorabilul guvern să vină în Parlament săptămânal să vă prezinte un raport de activitate. Ne aducem aminte replica plină de dispreț a domnului prim-ministru Ludovic Orban vis-a-vis de Parlament. Cum că ce vedeți Parlamentul la treabă, n-am unde să mă duc. Deși n-au venit să vă prezinte raportul. Și atunci, în cazul în care vi se solicită o nouă stare de urgență, ce veți face? V-am spus că nu e o joacă. Parlamentul nu funcționează așa, ca un fel de gară în care trece trenul fără să se oprească. Mă refer la guvern. Comisiile de specialitate ale Parlamentului se vor reuni fizic deja în această săptămână. Sigur că trebuie luate niște măsuri de protecție, așa cum spuneam, ceea ce nu este nici foarte simplu, dar nici foarte complicat. Am remarcat și eu că hotărârea numărul 4 din 2020 a Parlamentului, prin care s-a încuvințat prelungirea stării de urgență, știm bine, avea la punctul 2 solicitarea adresată guvernului de a veni odată la 7 zile să prezinte raportul. Domnul Orban sfidează instituția Parlamentului, nu mai vorbesc de anumiți parlamentari pe care îi sfidează în mod direct. Și sigur că acesta poate să fie, dacă vreți, și acesta un motiv pentru depunerea unei moțiuni de cenzură, pentru că în raporturile interinstituționale prevăzute de Constituție, puterea executivului este, după cum știți, sub controlul Parlamentului. Dacă mai trebuie să-i mai reamintim domnului Orban acest lucru și nu-l cunoaște, deci refuzul de a veni în fața Parlamentului să prezinte raportul, nu să trimită un raport. Refuzul de a se prezenta personal ca prim-ministru în fața Parlamentului să prezinte un raport este un motiv suficient pentru depunerea unei moțiuni de cenzură. Sigur că se poate rezolva și altfel. Dacă vrem să așteptăm așa, ne putem adresa Curții Constituționale, care cred că nu va avea niciun fel de reținere să dea dreptate Parlamentului în cazul unui astfel de conflict interinstituțional.
UDMR nu susține o moțiune de cenzură potrivit unei declarații chiar din această dimineață a domnului Cechi Attila. În această perspectivă, cum comentați încercările de introducere a unor modificări la legea administrației, la codul administrativ, vorbim de ce s-a întâmplat în Senat? Cu aprobarea tacită. Această solicitare care exista depusă în Parlament de foarte multă vreme și ne referim la autonomia ținutului secuiesc, bănuiesc la acest subiect. La Cameră, la Senat era codul administrativ. Da. Amendament. Deci, vreau să le separăm. Prima chestiune care a făcut vâlvă, care a dus și la declarația președintelui din data de 29 aprilie, explicațiile pentru care s-a făcut adoptarea tacită la Camera Deputaților, le-ați auzit, nu vreau eu să intervin. În ziua de 29, Senatul avea programată ședință la ora 14, care s-a și ținut, unde a fost respinsă cu o largă majoritate propunerea legislativă. Mie nu mi-a creat niciun fel de emoție, pentru că nu cred că cineva în țara asta este dispus să facă o astfel de concesie privind autonomia pe criterii etnice. E bine, acum, în ceea ce privește codul administrativ, să știți că acolo sunt anumite prevederi legate de un lucru care există deja în România. În localitățile în care, de exemplu, există o minoritate într-un procent mai mare de 10%, da? Cred că deja, deci nu mai știu și nu vreau să greșesc, dar cred că acesta e procentul de 10%, dacă mi-aduc aminte bine, da? Se poate folosi limba maternă în comunicarea cu instituțiile publice, da? Deci este acceptată folosirea limbii materne, dar nu ca limbă oficială. Nu vorbim de oficializarea unei alte limbi în România, ci este folosită pentru minorități utilizarea limbii materne. Dacă, de exemplu, se duce în fața instanței, dacă se duce, nu știu, la primărie și așa mai departe. E bine, sunt anumite situații, anumite zone geografice, unde procentul de populație etnică maghiară a scăzut sub 10%. Da? Pentru că unii au plecat în Europa să lucreze sau, mă rog, din diferite alte considerente, nu cred că e nevoie să intrăm în detaliu. Și s-a discutat în cadrul codului administrativ modificarea acestui procent, da? Pentru a nu priva pe cetățenii maghiari, pe cetățenii români de etnie maghiară, de a putea folosi limba maternă. Deci nu se întâmplă absolut nimica. Să știți că prevederile acestea sunt în vigoare în momentul de față. Atunci tot scandalul, de unde tot scandalul este evident într-o cheie politică. Eu am văzut cum a reacționat PNL-ul la declarațiile lui Iohannis. În loc să, nu știu, să încerce să găsească o explicație care este până la urmă oricum jenantă, dar în fine ar fi putut să-l scoată pe președinte din cauză, ei vor să amplifice pericolul maghiar sau pericolul, nu știu, al autonomiei teritoriale. De ce? Pentru ca să acopere neputința guvernului în gestionarea crizei de coronavirus și, evident, nu numai gestionarea crizei în plan medical, sanitar, dar mă refer la absența totală a unor măsuri economice de salvarea economiei până la urmă, pentru că grav ce se întâmplă este că economia României se prăbușește. Și guvernul, după cum vedeți, suntem la o lună jumate de la instituirea stării de urgență, nu are nici până în prezent măcar o schiță, vorbesc, de plan de repornire a economiei, care să fie discutat, evident, în Parlament, cu partidele politice, care să fie discutat în spațiu public cu mediul de afaceri. Asta ar fi trebuit să se întâmple. Păi, în această ecuație, cum vedeți sprijinul pe care îl acordă în continuare UDMR guvernului Orban? Nu
pot să stau eu să analizez sau să fiu, eu știu, criticul UDMR-ului. UDMR-ul aș urmărește agenda politică proprie. Sigur că, pe de altă parte, pot să vă spun încă ceva. Că noi, ALDE, împreună cu Pro-România și PSD-ul, care are ponderea cea mai mare, avem numărul de voturi necesare pentru depunerea, nu pentru depunerea unei moțiuni de cenzură, să fiu bineînțeles, ci pentru a trece o moțiune de cenzură. Nu e nevoie de sprijinul UDMR pentru acest lucru. Dar în același timp constat că PNL se prăbușește în sondaje, că unii spun că reacția domnului președinte Iohannis vis-a-vis de Ciolacu a vândut Ardealul Ungariei ține tocmai de această prăbușire, deci încercarea de a trezi naționalismul este fundamental la baza acelei declarații. În același timp, un plan de relansare a economiei este necesar, fiindcă lucrul ăsta se va petrece în 2-4 ani, cel puțin. Așa estimează astăzi când vorbim marile agenții de presă și specialiștii din marile universități din Europa și America. Deci un astfel de plan nu are cum să fie dus la îndeplinire de un singur partid politic, mai ales când partidul acela are 20% locuri în Parlament, adică PNL-ul, și probabil se va prăbuși mult sub 20% la viitoarele alegeri. Înainte de a vă întreba când credeți că vor fi alegeri locale și parlamentare în România, întrebarea mea este ce urmăriți ca partid politic responsabil, mai ales că aveți mulți interlocutori profund responsabili în PNL. Adică PNL-ul nu e Ludovic Orban, să fie foarte clar. N-au, din potrivă, nicio legătură. Dar aveți mulți oameni cu care puteți dialoga în PNL. De ce nu faceți acest dialog în Parlament și să-l prezentați apoi președintelui Iohannis, căruia îi va fi greu să refuze un plan coerent, național, de consens, vis-a-vis de relansarea economică, fiindcă foametea și după foamete vin revoltele, să știți. Nu dați dumneavoastră jos guvernul Orban, o să-l dea mulțimea înfometată la un moment dat. Da, domnule Chiriac, și eu am încercat să găsesc niște explicații pentru ieșirea extrem de violentă și de gravă în formulări a președintelui. Și dacă stăm să ne gândim că președintele nu pare să fie protagonistul unei emisiuni de genul copiii spun lucruri trăznite, trebuie să ne gândim care a fost motivația din spate. Și eu am pus-o în aceeași cheie. PNL-ul se prăbușește în sondaje, guvernul e prost văzut, lumea își pierde încrederea, își pierde răbdarea, lipsa unor măsuri, unor propuneri de măsuri de revenire la normalitate agită foarte mult și enervează pe oameni. Și atunci președintele încearcă să acopere toate aceste chestiuni, făcând o diversiune. Până aici, să știți că raționamentul merge, așa mi-am zis și eu. Ceea ce nu pot să înțeleg este cât de departe a mers președintele României, acuzând o înțelegere directă cu Victor Orban, cu vânzarea Ardealului și așa mai departe. Deci, sigur că agitarea unei teme false ca element de diversiune nu e o noutate. Am văzut-o pe timpul lui Băsescu făcută frecvent și foarte mulți mușcau din chestiunea asta. Deci aici rămâne să vedem de ce a mers președintele atât de departe. Că, așa cum spuneam, la un moment dat poți să înțelegi că e o diversiune care are menirea de a ascunde și de a proteja partidul politic. Sigur că nici așa n-ar fi acceptabil ca rolul președintelui să fie transformat din mediator în societate și între instituții în agent electoral pentru PNL. Acum, aveți dreptate. Eu cred că economia își va reveni ceva mai repede decât 2 până la 4 ani. Nu cred că într-un an, dar maximum 2, lucrurile cred că vor reveni. Problema, sigur, este cum face acest guvern, care nu are decât 20% în Parlament, să pună în aplicare un astfel de plan.
Să știți că noi am făcut public un demers. L-am invitat întâi pe domnul Orban la o discuție în care să ne prezinte ce intenții are, fără să fie neapărat o chestiune formalizată pentru hotărârea Parlamentului. Și a refuzat. Da? După aceea este hotărârea Parlamentului care a fost dată și care îl obligă practic. Și văd că refuză în continuare. Avem și alternativa pe care am discutat-o chiar astăzi cu domnul Ciolacu și cu domnul Ponta. Noi avem un pachet de 25-27 de măsuri pe care cel mai probabil le vom anunța public în perioada următoare. Ca să se vadă că nu stăm numai ca opoziție să criticăm, avem propuneri concrete cu care vom ieși în public să le discutăm și să se vadă, să vadă cetățenii ceea ce trebuie făcut din punctul nostru de vedere. Ați avut încă din luna februarie, sfârșitul lui februarie, împreună într-o emisiune la România TV, a fost primul om politic din România. Guvernul Orban încă visa la alegeri anticipate, alegeri parlamentare anticipate concomitent cu localele în iunie, a fost primul om politic care a cerut amânarea alegerilor locale. Lucrul ăsta, până la urmă, l-a făcut viața, că este evident că în iunie nu au cum să mai aibă loc alegeri locale. Când estimați, ținând seama de actuala stare a pandemiei și de faptul că specialiștii afirmă că în toamnă vom avea un al doilea val al pandemiei, când anticipați că ar putea să aibă loc în România alegerile locale și alegerile parlamentare? Domnule Chiriac, îmi cer scuze în primul rând că nu am răspuns aceste întrebări pe care ați pus-o și la întrebarea precedentă și a trebuit să reluați. Vă mulțumesc. Da, într-adevăr, vă confirm și eu știu că am fost primul om politic care am propus amânarea alegerilor și vă aduc aminte încă ceva, probabil că ați reținut, că domnul Orban a răspuns cu o brăznicie caracteristică, dar, într-adevăr, situația așa cum a evoluat a dus la această concluzie a necesității amânării alegerilor. Sigur că va trebui văzut în primul rând dacă starea de urgență se va prelungi și sau nu. Acum eu nu știu ce vrea să decidă președintele Iohannis. Dacă președintele Iohannis stă cu ochii îndreptați către Occident și vrea să ia exemplu Franței, de exemplu, e unul din motivele pentru care stau și îmi pun această întrebare. Am văzut că Franța a vrut să ia decizia, nu știu dacă astăzi a fost comunicat oficial, de prelungirea stării de urgență cu două luni. Cu două luni. Da, 24 iulie. Până da. Pe 24 iulie, da. Bun. Pentru că altfel, eu aș fi de părere ca odată ce epidemia, sigur, fără să ținem cont de al doilea val de la toamnă, care este teoretic, nu putem să știm. Știți că virusul ăsta are un mare păcat. Noi ceea ce discutăm de modele matematice care încearcă să simuleze evoluția situației. Numai că virusul nu știe matematică. Deci nu știm cum va evolua exact. Astea sunt niște simple predicții. Așadar, eu aș fi de părere că alegerile locale să se desfășoare la toamnă și alegerile parlamentare în prima parte a anului viitor, adică undeva la finele trimestrului întâi. Dar sigur că trebuie să vedem dacă se va prelungi starea de urgență sau nu. Dacă vor face încercări actualii guvernanți de a speria pe cei în vârstă de o posibilă îmbolnăvire ca să-i rețină să nu vină la vot. Deci atâta vreme cât întreaga populație nu va fi capabilă și în măsură liber, nestingherit să vină la vot, nu facem niciun fel de alegeri. Să fie clar. Asta nu e așa o simplă afirmație, este o avertizare pe care o facem către guvernul Orban. Da? Deci dacă vor exista restricții în continuare care vor împiedica accesul liber la vot sau li se va flutura, așa cum spuneam mai devreme, celor care sunt în vârstă de peste 65 de ani, că există pericolul îmbolnăvirii dacă vor veni la vot și așa mai departe, nu facem alegeri în aceste condiții. Dar Constituția e imperativă, trebuie făcute alegeri în 3 luni de la încheierea mandatului.
Parlamentului, da, care se, o știm că este în noiembrie. În stare de urgență, sigur că vedem cum acomodăm prevederile constituționale cu cele legate de situația în care ne aflăm. Nu suntem singura țară în care alegerile se suprapun cu criza de COVID-19. Pentru diasporă s-au inventat niște modalități suplimentare, tocmai pentru a permite votarea unui număr cât mai mare de cetățeni. În cazul de față, privilegiile votului în diasporă nu pot fi aplicate și votului din țară? E o întrebare care s-a pus mereu. Deci votul prin corespondență, de exemplu, nu poate fi aplicat și în România și atunci sigur că guvernul, un eventual efort al domnului Orban de a zădărnici prezența la vot ar fi inutil. Da, domnul Chiriac, sigur că eu, de exemplu, am fost adeptul introducerii votului prin corespondență pentru românii din diaspora. Tocmai pentru a le da posibilitatea să voteze. Și aici avem o serie de țări, Franța, democrație veche, consolidată, folosește acest sistem al votului prin corespondență. Sigur că am văzut că se vântură și alte variante ca să se facă votul cu tabletă de acasă și așa mai departe. Ei bine, eu am să vă povestesc ceva care nu e foarte onorant. Acum, cred că 2 săptămâni, la Senat, am primit tabletele de la STS pentru derularea ședințelor online. Și s-a făcut o testare. Întâi, da? O așa zisă ședință online de testare. Și la această ședință de testare, o serie de parlamentari n-au știut să utilizeze tabletele, ca să nu mai vorbesc de faptul că cei de la PNL, cred că în proporție de 2/3 nu erau prezenți. Da? Și evident, probabil că nu o să știe cum să utilizeze tabletele la o viitoare ședință. Așa încât am rețineri mari pentru folosirea unor formule de acestea expeditive a votului în România. Trebuie asigurate condițiile pentru exprimarea votului neîngrădit, fără niciun fel de măsuri, așa zis, de precauție suplimentară care o să-i sperie pe cetățenii care vin la vot. Ne mai vorbim de faptul că a doua zi după alegeri, știți că școlile unde se țin secțiile de votare trebuie deschise. Păi, dacă noi nu suntem în măsură să asigurăm securitatea sanitară, ce credeți că ce sentiment vor avea părinții care trebuie să-și trimeată luni, a doua zi după vot, copiii la școală, în clasele în care s-au desfășurat activitățile comisiei de vot? Da, este evident. În ideea că tot vorbim despre alegeri, partidul dumneavoastră intenționează să facă o alianță politică cu celelalte partide din opoziție în acest moment, PSD, Pro-România, de exemplu, sau alte partide? Nu am decis încă acest lucru, dar așa cum vedeți și nu ascund faptul că în ultima perioadă, aproape, aș spune, pe toate măsurile importante, deciziile importante pe care le-am adoptat din punct de vedere politic la nivelul Parlamentului, a existat o discuție prealabilă și o încercare de coordonare a acțiunilor noastre. Ceea ce va însemna că există posibilitatea realizării unei alianțe politice pentru viitoarele alegeri. Dar acest lucru încă nu s-a discutat. Este chiar acum în direct președintele Iohannis, domnule Tăriceanu, și spune că nu va prelungi starea de urgență după 15 mai, ci va fi introdusă o stare de alertă. Da, starea de alertă este un nivel mai coborât. Să știți că ce se poate face prin starea de urgență se poate face și prin starea de alertă. Eu de aceea n-am înțeles de la început de ce a fost introdusă starea de urgență. Starea de alertă, ca și starea de urgență, poate să acopere întreg teritoriu sau anumite zone geografice, anumite județe.
Sigur că anumite măsuri pot fi prelungite, lucru care înseamnă revenirea la anumite activități într-o manieră graduală, da? În așa fel încât să evităm aglomerările de persoane și riscul reaprinderii epidemiei. Dar o să vedeți că în afară de lucruri de ordin general, nici președintele și nici guvernul nu sunt în măsură să spună mai mult. Mie mi se pare că este un haos generalizat la nivelul guvernului. Și am să vă dau un exemplu. S-a discutat în spațiu public un subiect pe care îl cunoașteți, da? Cel legat de majorarea pensiilor de la 1 septembrie anul acesta. E bine, a ieșit ministrul muncii, care în fine are o pregătire precară. Știți că la audierile de la comisii n-a primit avizul comisiilor pentru numirea în funcție și lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. Premierul a desconsiderat avizul comisiilor și a insistat ca ea să rămână ministru. E bine, ea a spus nu putem să dăm, să majorăm pensiile la 1 septembrie. Probabil că i-a dat niște ghionturi Orban și a spus, dom'le, nu mai spune prostia asta că pierdem în fața electoratului. După aia a venit, cum îl cheamă, Câțu de la finanțe și a spus, dom'le, e o catastrofă, bugetul nu ține, nu merge, nu știu ce. Iarăși a venit Orban și i-a dat și lui un ghion. E, după ce i-a dat Orban un ghion lui, i-a dat Iohannis un ghion lui Orban și a spus, dom'le, nu mai spuneți ceva clar, spuneți că majorați pensiile. Și a început iar un circuit, doamna ministru a spus, sunt prevederi legale, noi respectăm legea. Când o întrebați iaristul, bine, respectați legea, majorați pensiile la 1 septembrie, nu spunea, da, majorăm. Spunea, da, știți că suntem obligați, că o să vedem, dom'le, aveți bani în buget sau nu știu să vă spun. Iarăși și dădea ăsta Câțu un ghion și uite așa. Deci ne-am obișnuit cu povestea asta, da, cu polițistul bun și cu polițistul rău. Eu m-am săturat, nu știu ce să mai cred când mă uit, o astfel de incoerență de comunicare n-am mai văzut. Și cred că acesta este și motivul pentru care, sigur că cetățenii sancționează performanța guvernului actual. Dumneavoastră, în opinia dumneavoastră, domnule președinte, și om care a ținut bugetul în mână în vremea cât a fost prim-ministru, credeți că majorarea pensiilor mai poate fi făcută de către acest guvern la 1 septembrie? Domnul Chiriac, ei nu sunt în stare să acopere cheltuielile curente în momentul de față. Spuneam că deficitul e de 3 ori mai mare. Haideți să discutăm de un subiect care mie mi se pare foarte important. Măsurile economice de salvare a economiei românești. După cum știți, a fost lansat acest program denumit IMM Invest, da? Menit să sprijine mediul de afaceri, întreprinderile mici și mijlocii, pentru a putea, a li se putea facilita accesul la credite, credite care să fie folosite fie pentru investiții, fie pentru capital de lucru în această perioadă dificilă și în perioada următoare, care presupunem că va urma după ridicarea stării de urgență. E bine, haideți să vă spun câteva chestiuni. După cum știm, în primul rând, site-ul IMM Invest n-a funcționat 2 săptămâni, ceea ce e foarte rău. Dar eu îmi pun problema de ce întreprinderile mici și mijlocii trebuie să depună întâi o solicitare, da? Nu o aplicație, cum se spune, că asta nu e un cuvânt românesc, să depună o solicitare pe site-ul IMM Invest, unde pentru diferite chestiuni de ordin birocratic li se trimite solicitarea înapoi și mai așteaptă încă 3 zile și încă 3 zile și așa mai departe. Când toate datele care sunt solicitate de a fi depuse pe site-ul IMM Invest pot fi luate de bănci direct de la ANAF și de la Registrul Comerțului. Deci, această verigă este o verigă inutilă. Era foarte simplu ca Ministerul de Finanțe să spune astea sunt condițiile de accesare a programului IMM Invest, le trimite băncilor, pentru că băncile sunt în final decidentul în legătură cu acordarea sau neacordarea creditului de care are nevoie o companie, după criteriile pe care le are banca, cu toate că, atenție, banca, știm bine, beneficiază de garanția statului prin Fondul Național de Garantare a întreprinderilor mici și mijlocii. Da? Chestiunea este în felul următor. Imaginați-vă că în momentul de față sunt zeci de mii de cereri depuse,
care trebuiesc procesate și procesarea nu se face direct de calculator, se face de niște funcționari. Deci va dura foarte mult până când aceste cereri vor fi procesate și vor fi după aceea avizate pentru a fi depuse băncilor, unde începe un alt proces foarte complicat de analiză. Toată această chestiune mie mi se pare că în final aduce mai mult o măsură propagandistică, adică de fapt nu au bani pe care să-i dea mediului economic, da? Nu au banii necesari pe care să-i dea mediului economic, ci vor să facă un proiect propagandistic prin care să ia fața să se spună, uite domne, noi am pus la dispoziție mediului de afaceri care urmează să facă și să dreagă. Și în realitate lucrurile merg extrem de greu. Vreau să vă mai spun ceva, să nu credeți că la Fondul Național de Garantare este o armată nenumărată de funcționari care pot într-o zi, două, trei, să proceseze toate solicitările pe care le vor primi de la bănci. Da? Și acolo este o altă gâtuire masivă. Deci vor fi foarte puțini și va dura foarte mult până ce IMM-urile vor căpăta aceste aprobări pentru a accesa creditele. În opinia mea, cei care erau bancabili, întreprinderile care erau bancabile la 31 decembrie 2019, vor primi credite. Ceilalți nu vor primi. Și să știți că majoritatea o reprezintă ceilalți. Foarte puține întreprinderi sunt bancabile în România pentru o serie de motive. Nu intru acum în detaliu. Deci, dacă nu pornește economia, atunci asigur că nu vor avea resurse, nu ca să majoreze pensiile, cum ați întrebat dumneavoastră pe bună dreptate, ci ca să-și achite obligațiile curente. Și ministrul de finanțe actual nu este conștient că este nevoie de o infuzie masivă de capital în economie. Dacă pe el nu-l duce capul la chestia asta, eu aș propune ceva foarte simplu. Uite-te, domne, ce face Marea Britanie, ce face Germania, ce face Franța, ce fac celelalte țări, care toate au mers până la a injecta cam 10% din valoarea PIB-ului în economie sub formă de ajutoare directe, credite, garanții și așa mai departe, pentru a repune în funcțiune economia. Asta ar trebui să facă și el. Și el nu face acest lucru. Este evident că nu știe ce să facă, nici primul ministru nu știe ce să-i ceară. Și atunci cred că singura scăpare a noastră, știți care va fi? Că economia românească este conectată foarte puternic la economia Uniunii Europene și vor porni ăia motoarele și atunci vom merge așa, într-un fel, la aspirație și în felul ăsta ne vom reveni, dar nu prin măsurile adoptate de guvern. Bun, după 15 mai sunt vești bune, pornesc saloanele de coafură, frizerie, muzeele. Să nu glumiți pe subiectul ăsta, să știți. Nu glumiți că lumea e disperată. Am discutat cu o grămadă de bărbați și de femei care suferă, dar și normal, pentru că civilizația presupune să te duci și la frizer sau la coafor. Bun, și muzeele, dar muzeul, dacă nu poți călători dintr-un oraș în altul, nu știu, parcă n-ar fi prima grijă vizitarea unui muzeu din orașul tău, în care ai mai fost de câteva ori, poate. Să știți că eram cum repornim turismul? Sunt atâtea locații de în aer liber care pot fi deschise. Sunt unități de cazare mici. Nu știu, nu se vorbește nimic de repornirea turismului. Văd că Austria, exact cum spuneați, ambalează deja motoarele în această zonă. Grecia are planuri mari. Da. Bulgaria, da. Evident. Să știți că, domnul Vâlgu, aici nu cred că e problema de a descoperi a doua oară roata sau praful de pușcă. Pot să se uite să inspire ce fac alții. Eu am văzut Cehia, o țară mică, care nu are mari pretenții. Cehii sunt niște oameni, aș spune, muncitori, mai degrabă modești în atitudine. Guvernul a prezentat un plan de repornire a economiei. Ar putea să se inspire de acolo. Dacă nu, ieri am citit măsurile pe care le propune guvernatorul Californiei și care a intrat în detalii. A spus, domne, ce activități pot fi făcute? Jogging, da, maximum, nu știu, o persoană sau două persoane, surfing, o persoană, pescuit, două persoane, drumeții și așa mai departe. Le-a luat până. Unii l-au criticat că de ce intră în asemenea detalii și că mai bine ar fi spus ce este interzis, nu ceea ce e permis, că tot ceea ce
nu este interzis, este permis. Deci, trebuie început de undeva. La noi am văzut că în domeniul turismului, pentru că ați menționat acest lucru, s-a sugerat ca să se redeschidă hotelurile, dar nu restaurantele. Presupunând că probabil fiecare român o să vină cu carnea la garniță și o să o încălzească păreșoul pe care l-a luat de acasă în camera de hotel. Nu știu ce să zic. Adică sunt niște inepții în această chestie. Bun, se poate face catering. Nu se discute cu cei care reprezintă industria asta de hoteluri și restaurante. Probabil că o să adopte niște măsuri cu care o să dea cu ăștia în gard. Asta vă spun. Eu am discutat cu cei din domeniul hoteluri, restaurante, care au un set de propuneri articulate foarte logice. Și ei își dau seama că trebuie să ia măsuri de precauție. Nu sunt inconștienți. Și spun, dom'le, haideți să facem o repornire treptată. Și se poate. Da? Restaurantele să funcționeze la jumate din capacitate, personalul de acolo să poarte obligatoriu măști, să se spele mai des, să folosească dezinfectanți și așa mai departe. Eu nu sunt de specialitate și cred că trebuie să-i lăsăm pe ei să vorbească și să vină cu propunerile. Din păcate, aceste măsuri de protecție și de autoprotecție nu sunt înțelese și aplicate. Am văzut la benzinărie, de exemplu, casiera avea mănușile negre și aici colorupte. Le punea dimineața, le scotea seara. Nu o protejează pe ea sau pe clienți decât de frig, să zicem. Masca și-o ține pe sub bărbie și-o ridică și-o pune doar pe gură, nu și pe nas. Dacă o pune și pe aceea. Adică, bun, politicienii am văzut că tot lansează mulțumiri, că populația a înțeles că a făcut. În opinia mea, nu prea înțeles, să știți. Nu înțelege că în jurul său trebuie să fie un cerc, să zicem, cu raza de un metru, nu? Doi, cel puțin. Se încrucișează, se ciocnesc unii de alții în supermarketuri. Deci ar fi probabil că în țările unde se relaxează măsurile, oamenii sunt mai atenți pentru propria sănătate, nu pentru altceva. Da, dar chestiunea asta cred că ține de educarea. Văd toată ziua, bună ziua, la televizor, o serie de specialiști reputați, virusologi și așa mai departe, care, așa cum sunt invitați, ar putea în 5 minute să facă o prezentare fiecare detaliată a măsurilor care să impun, să revină cu aceste lucruri și cred că nu există televiziune, nu există suport media care să nu preia și să distribuie mai departe asemenea informații de interes general. Nici nu văd utilitatea acestei măsuri, pe care am și criticat-o de altfel și am numit-o mituirea presei, prin care guvernul vrea să aloce câte 10 milioane de euro lunar pentru presă. Eu am toată empatia pentru cei care lucrează în presă. Am făcut și eu din 1990 până în 2001 presă. Am condus un post de radio care avea cea mai mare audiență pe țară la momentul respectiv și cred că se pot lua măsuri pentru a suplini diminuarea bugetelor de publicitate, dar sigur că acest lucru trebuie făcut într-o manieră corectă, transparentă și obiectivă și nu așa cum procedează guvernul, pentru că acest demers, eu îl calific o încercare de a silui presa în perspectiva alegerilor care urmează la finele acestui an. Domnul președinte, în 2008 a fost, în 2009, mă rog, când a început criza, a fost dezastru în presă, au mai supraviețuit doar unitățile de presă care îl serveau pe Băsescu și câțiva pe aici, pe acolo, cum au putut. Și, mă rog, a fost extrem de greu. Deci în momentul de față, ce vezi mai transparent decât faptul că este acordat acest plan tuturor, nu? Nu pe la spate cu granturi, cu înțelegeri, cu domne, l-am selectat pe ăla că e mai frumos și așa. Deci tuturor în funcție de performanțe, mai transparent, dar atât și mai corect, ce se poate face? Atunci de ce nu cumpără și mineritul, cumpără și industria, tot oriunde intervine guvernul? E da, deci
Eu cred că dacă intervine ambasada, e corect. Dacă intervine ambasada unei țări străine și dă un grant de 5.000 de euro pe lună, să spunem, unei publicații, ne dorim așa ceva. E legal, dar nu e corect moral, din punctul meu de vedere, ceea ce fac, mă rog, dacă spuneți ambasadele, probabil și alte organizații neguvernamentale. Da, eu cred că este nevoie, așa cum spuneam, de a ajuta pe jurnaliști, societățile de media intră într-o altă categorie. Intrăm într-o zonă în care facem un fel de discriminare pe care eu o consider neacceptabilă. Și vreau să vă aduc aminte că nu cu foarte mult timp în urmă a existat o inițiativă legislativă privitoare la scutirea plății impozitului de către jurnaliști. Și această inițiativă a fost semnată de un număr de 27 de parlamentari, printre care erau, cred că, și parlamentari de la partidul pe care îl conduc, de la ALDE. E bine, luați puțin și vedeți care au fost remarcile publice ale președintelui la acea dată, da? Că se încearcă cumpărarea jurnaliștilor, că este un gest care nu poate fi acceptat, că afectează independența lor, libertatea de exprimare și așa mai departe. Păi, acum este evident, când guvernul face un asemenea gest, că se încearcă exact treaba asta, care ne era nouă imputabilă și care de fapt urmărea altceva, să asigure, eu știu, condiții mai bune pentru exercitarea profesiei de jurnalist. Publicul nostru nu ne-ar, în primul rând, ne-ar taxa publicul nostru dacă am scădea tonul critic sau nu am fi la fel de atenți la greșelile guvernului. Și atunci toată măsura nu are sens, pentru că ți-ai pierde cititorii, deci, sau, mă rog, telespectatorii. Cred că sunt mă rog, exagerate aceste critici. Nu știu când dacă vă referiți acum a făcut președintele sau vă referiți la măsura cu pensiile, cu salariile. Eu speram la criticile făcute de președinte cu ocazia discutării sau, mă rog, punerii în discuție la Parlament a scutirii de impozit pentru jurnaliști, inițiativa legislativă de care v-am spus. Domnule Hâlcu, nu, eu nu am făcut o referire la instituția dumneavoastră. Eu am vorbit la modul general. Guvernul este într-o evidentă pierdere de viteză și încearcă să-și obțină pe toate căile bunăvoința presei. Și n-a reușit. Haideți să nu mai insistăm. Să se domolească. Haideți să fiu foarte clar. Deci spuneam mai devreme că nu sunt măști, nu există măști. Păi, în loc ca guvernul să-și pună problema, domne, eu am niște soldați într-o bătălie cu un inamic necunoscut. Ce fac? Le tai banii de la mâncare și de la echipamente și îi dau în altă parte? Nu știu, eu așa văd. Sigur, nu mă aștept ca presa să aplaude poziția mea. Acesta e și motivul pentru care cred că guvernul Orban a adoptat această măsură, că și-a pus problema, hai să vedem câți oameni politici o să aibă curajul să critique această măsură. Eu, ca un om care am lucrat în presă, vă spun că am o poziție care este diferită și am încercat să vă sintetizez în mai înainte. Apropo de măști, că ne tot întoarcem la măști, situația asta va mai dura, nu știm, un an, un doi ani. Industria nu e pregătită. Uite, vorbeați de Cehia, singura fabrică din Europa care produce material pentru măști, poliamida, aceea țesută, nu știu cum, e în Cehia și nu face față. Deci Europa rămâne în continuare dependentă de China. Și asta este rezultatul unor politici de zeci de ani de relocare, de mutare a fabricilor în cea mai ieftină locație posibilă. Da, și să știți că eu am văzut apelurile acum, haideți să relocăm anumite activități în Europa. Să știți că e foarte greu, pentru că piața funcționează după legea cererii și oferte. Sigur că oricare țară din Europa se poate apuca să producă măști.
Problema este la ce preț le produce. Le produce la un preț mai mic decât China, pentru că negustorul care vrea să cumpere și să vândă măști nu o să vină să facă un gest de favoare guvernului național numai din patriotism. Până la urmă, în business, știți foarte bine cum se judecă aceste chestiuni pe bază de profit și se va duce să cumpere în continuare de acolo de unde prețurile sunt cele mai avantajoase. Păi da, da, aici noi am avea un avantaj, România, pentru că are totuși forță de muncă bine pregătită și salariile sunt mai mici. Deci am putea intra în această competiție. Da, dar nu atât de mici să ne comparăm cu China. Nu cu China, dar pe plan european, dacă se iau măsuri la nivel european de a păstra niște industrii strategice, am putea să ne intrăm noi în această cursă. Foarte, foarte interesant. Numai că situația în care ne aflăm este rezultatul unei evoluții de decenii. Singura țară din Europa care a sesizat, aș spune, pericolul dezindustrializării și a pierderii competitivității a fost Germania. Spre deosebire de țările cu tradiție industrială din Europa, mă refer la de celelalte țări. Mă refer la Italia, la Franța, la Marea Britanie și nu numai, da? Pentru că sunt și alte țări cu tradiție industrială, Olanda, Belgia, Germania, ce a făcut? A continuat să investească în domeniile care sunt cu valoare adăugată mare, care folosesc tehnologii mai avansate, care folosesc forță de muncă calificată și a reușit să-și păstreze această țesătură industrială care o face ca astăzi să fie un jucător redutabil pe piață. Da? Uitați-vă la ce vreți, fie că vorbim de electrotehnică, de domeniul automobilelor, de energie și așa mai departe. Germania este în continuare competitivă acolo unde celelalte țări la care am făcut referință și-au pierdut competitivitatea, au transferat activitățile în China și s-a ajuns la unde s-a ajuns. Deci revenirea se va putea face, dar sigur că asta este rezultatul unei gândiri strategice și care nu va da roade decât peste tot așa un timp foarte îndelungat. Nu pot să apreciez dacă va fi chestiune de câțiva ani, 5, 6 ani, 10 ani sau chiar mai mult. Bun, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumim. Ne-ați dat puțin optimist cu termenul de un an pentru revenirea economică, un an, doi. Da, eu să vă spun ceva, dacă îmi permiteți în încheiere. Eu sunt optimist. De ce? Pentru că stăteam și mă gândeam deseori cum s-a comportat lumea și Europa după al doilea război mondial, care a fost o catastrofă de o amplitudine cu mult mai mare decât ceea ce se întâmplă astăzi. Sigur că orice viață pierdută este un lucru absolut regretabil, nu minimalist ceea ce se întâmplă în Europa, dar tragedia celui de-al doilea război mondial a fost imensă. Dincolo de pierderea de milioane și milioane de vieți omenești, a celor care au luptat pe front, a celor care au fost duși în lagăre de exterminare, au fost și distrugerile fizice de infrastructură a orașelor și așa mai departe. Și viața a revenit la normal destul de repede, destul de repede. Eu cred că și acum se va întâmpla, sigur, nu de azi pe mâine, nu se poate învârti un buton, gata, de mâine e totul normal, revenim la ceea ce a fost înainte, dar cred că așa mi-aș păstra optimismul, considerând că durata de revenire la normalitate nu va fi una extrem de lungă, nu va fi una foarte lungă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cum se tot aude zilele astea, Doamne ajută. Da.